Mihai și Hatige stăteau de vorbă în casa băieților pe canapele. Spunea Mihai că nu are rost să spună Hatige același lucru de 10 ori și ea a răspuns că dacă îl spune de 10 ori să o lase să spună și a 11 -a oară. Mihai spune că nu vede care este farmecul, mai bine îl spune un lucru odată și gata și se focusează pe ce se întâmplă în prezent, nu pe ce s-a întâmplat deja. Tot Mihai spunea că pe lucrurile acestea încearcă să lucreze cu Hatige. Chiar i-a spus, pot să fiu psihologul tău dacă vrei. Cred că se referă la faza aceea cu Diana, că a spus de mai multe ori că a lovit-o când alergau să intre în cabina telefonică. Nu au dat discuția cap-coadă și nu au spus exact la ce se referă, dar asta este intuiția mea pentru că a dat un exemplu Mihai și a spus dacă tu faci ceva fără să vrei, și ți se zice în continuu același lucru de mai multe ori, nu e aiurea pentru tine? Și atunci Hatice a spus că de câte ori nu i s-au reproșat lucruri de mai multe ori, aceleași lucruri și ei. Iar Mihai a încercat să-i spună că asta ar trebui să schimbe cumva la ea, să nu mai încerce să plătească cu aceeași monedă și dacă cineva a făcut ceva greșit să facă și ea la rândul ei. El a concluzionat spunând că îi vrea binele și că și ea știe acest lucru și se poate strâmba cât vrea, dar în jumătate de oră o să-i dea dreptate.